Ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână pe Wall Street și, în general, pe piețele financiare mondiale? Nu s-au întâmplat lucruri bune, după cum știți, piețele scad, și asta din cauza Federal Reserve, care, deși n-a mărit dobânzile și le-a lăsat la 5-50%, a spus că vor rămâne timp de multă vreme sus. Dacă foarte mulți investitori se așteptau ca deja la începutul anului viitor, și unii optimiști chiar în decembrie, să avem o tăiere de dobânzi, și se așteptau ca domnul Paul să îi liniștească așa printre rânduri că de acum încolo nu va mai mări dobânzile, lucrurile s-au întâmplat exact pe dos. Domnul Paul le-a spus că, în general, prevede o dobândă până la 5, 5, 20 la sfârșitul anului 2024. Deci, asta înseamnă că nu purea vom avea tăieri de dobânzi la anul și că dobânzile vor sta sus atâta timp cât este necesar pentru ca inflația să ducă la 2%. E adevărat, inflația s-a mai domolit, adică nu mai crește cu 9% ca în iunie anul trecut, dar crește în continuare, mult peste așteptările fed -ului. Este adevărat că titlurile de stat, mai ales titlurile de stat la 10 ani, au explodat în sensul că S-au prăbușit lirile de stat, dobânzile ducându-se până la 4,55, care a fost record istoric. Din 2007 n-am mai avut dobândă la titlurile de la 10 ani și la 30 de ani atât de sus. Dobânda la 2 ani e undeva la 5,20, deci asta înseamnă că lumea, pe 2 ani de zile, nu vede o dobândă sub 5%. Și lucrurile astea au afectat atât companiile mici, mai ales companiile mici. Dacă vă uitați, Russell a ajuns la 1.780 din 2.000 cât era acum mai departe de o lună. nasdaq cu la fel s-a prăbușit și el, pentru că și acolo companiile sunt pline de datorii. Dow Jones a rezistat cât de cât, S&P-ul n-a căzut decât vreo 3%. Dar totuși este prima mișcare în jos în această toamnă și nu sunt semne că piața se va reface. Dacă mă întrebați pe mine, cred că reuforia va reveni în piață la un moment dat, tot prin octombrie, când ne vom afla, ne vom afla foarte aproape de următoarea ședință a Fed-ului pe 1 noiembrie. Apropo, pe 1 noiembrie, să știți că voi organiza din nou cu anunț din timp un Zoom cu mii de persoane care doresc să vizioneze sedința Fed-ului comentată în direct și tranzacțiile pe care le-am făcut și de data asta și le voi face și data viitoare. Bun, ce noutăți mai avem de la piața financiară? Avem un dolar care se întărește spectaculos, a ajuns la 1,05 cu euro. Dacă vă gândiți bine, era 1,12 mai departe, dar cu două luni. Avem un dolar care a crescut și cu francul elvețian de la 0,86 la peste 0,91. Cu el în continuare n-a ajuns la 150, dar e la 148. Și dolarul de ce crește? Simplu. Cresc dobânzile. Atât timp cât dobânzile cresc și dobânzile adevărate, cum spunea Alan Greenspan, nu sunt dobânzile pe care le stabilește Federal Reserve ci sunt dobânzile la 10 ani. Și dobânzile la 10 ani în ultima lună s-au dus de la 3,50 la 4,50 Asta a făcut ca titlurile de stat americane să fie toate sub 100. Deci, dacă vreți să cumpărați un titlu de stat american acum la 20 de ani, vă recomand TLT Unit EF cu bonduri americane, îl cumpărați cu 89, deci veți lua la sfârșitul perioadei 100 și mai luați și 4% dobândă în fiecare an. Împărțită la 12 luni, calcula singur cât vă dă un fel de dividend pe care vi-l dă acest titlu de stat în fiecare lună. Și care nu e o investiție rea. Pe de altă parte, nu vă așteptați ca dolarul să crească la infinit. Prima mișcare prin care domnul Paul va spune că de aici încolo nu mai ridică dobânzile va duce și la o creștere spectaculoasă a valorii titlurilor de stat și la o scădere spectaculoasă a dobânzilor la 10 ani. În același timp, bursa va mai prinde un pic de răsuflu și va spune, hai că putem să creștem mai departe. Pentru că, până la urmă, domnul Paul ne-a spus că la anul vom avea creștere economică, deci nici gândă recesiune. Și atunci se pune problema, dacă inflația rămâne sus, dobânzile rămân sus și avem și creștere economică, am inventat ultima minune a științelor economice. Cum să facem să avem șomajul jos, inflația sus, dobânzile mari și totul să duduie? Eu nu cred că se va întâmpla așa. Cred că lucrurile se vor schimba. Domnul Paul a mai schimbat optica despre economie de mai multe ori de când are acest mandat și mandatul anterior și cred că lucrurile se vor strica la un moment dat. Pe de altă parte, se vor strica și în sensul bun. Adică Paul ar putea să vadă o consistență în scăderea inflației și să decreteze că de acum încolo nu se mai gândește să mărească dobânzile. Ăla va fi momentul în care merită să intrați long în piață. Și nu e departe. S-ar putea să fie în ianuarie, s-ar putea să fie în martie, s-ar putea să fie și până în decembrie. Totul depinde și de viitoarea ședință a Fedului, în care Fedul trebuie să spună cam ce face. Investitorii acum se așteaptă ca Fedul să ducă dobânzile la 5,75. Eu cred că era mult mai bine să le duc acum la 5.75, eventual și noiembrie până la 6 și să decreteze că împreună cu o dobândă de 6% inflația sigur să va duce în jos. Piața s-ar fi liniștit, ar fi avut speranțe și ar fi putut să rămână la nivelul la care era și să continue să crească. Alte lucruri. Rezultatele companiilor sunt foarte bune, dar nu atât de bune încât să satisfacă investitorii. Gândiți-vă la invidia. Invidia, care a crescut peste 400% de la începutul anului, a dat niște rezultate excepționale. Excepționale însemnând a câștigat de două ori mai mult decât s-a aștepta, profitul, veniturile de trei ori mai mari și urmează ca în viitor, din inteligența artificială și faptul că toată lumea cumpără de la NVIDIA și NVIDIA e pe numărul unu în furnizori și suppliers la inteligența artificială, Toată lumea se așteaptă ca acțiunea Nvidia să se ducă la stele. Ce s-a întâmplat cu acțiunea invidia? Înainte de rezultate era 480 de dolari. Imediat după rezultate s-a dus timp de câteva ore de la deschiderea pieței la 500 și de dolari. Știți cât e acum? 400 de dolari, chiar 416. Simplu. Era atât de umflată cu pompa și câștigurile astea și speranțele astea erau deja în preț, încât faptul că nu a venit cu nimic nou care să epateze piața, a făcut ca investitorii să vândă și să-și marcheze profitul și așa cum spun francezii, să facă ceea ce se numește la priz de benefic, adică și-au luat beneficiile acasă. Și foarte multă lume, într-un an în care bursa de la începutul anului a crescut, pentru că S&P-ul, deși a scăzut el acolo la 4300 din 4500, e cu 500 de puncte 10% mai mult decât cei 3800 cu care a început anul. Dau jones la fel, de Nasdaq nici nu mai vorbim. Și atunci foarte mult s-ar putea să-și marcheze profitul, fondurile să încaseze, fără să aștepte celebrul Windows Dressing din decembrie când să-și aranjeze rezultate. Pentru că de bine de rău într-un an cu o inflație galopantă, pe Wall Street lucrurile au mers bine. Recesiunea mult așteptată n-a venit, creșterea economică am avut, Șomajul a fost până la ultimul șomaj, gândiți-vă, a fost la 3,4. Un șomaj așa de mic, America nu l-avea din anii 60. Dar să vedeți, nici dobânzi așa de mari, America la titlurile de stat la 10 ani nu le are din 2007. Și după 2007 știți ce a, a, a urmat? A urmat criza, s-au tăiat dobânzile masiv, oare va veni și aici o criză și se vor tăia dobânzile masiv? Oricum, dacă le-ar ridica, mult până la sfârșitul anului, ar avea din ce să tai. E și asta o logică a Fedului. Le ridic mai mult decât trebuie, ca în momentul în care mi-apare recesiunea să am ce să tai și să tai inopinant. Adică, știți foarte bine, reuniunile astea ale Fedului sunt într-un număr fix, puse din 40 în 40 de zile și programate cu 2 ani înainte. Dar nu uitați că în pandemie și în alte momente grele, 2001 și așa mai departe, Guvernatorul Băncii Centrale poate organiza în orice noapte o ședință și tăia de zile, așa cum a făcut Paul în pandemie, la zero. Mai e o problemă. În 1 octombrie s-ar putea ca plafonul să ajungă din nou, plafonul la care America se poate îndatori, să ajungă la maximul acceptat prin lege. Prin legea tocmai modificată acum 3 luni ca să-l mai ridice un pic. De ce? În Statele Unite, datoria publică, adică diferența dintre cât se încasează la buget și cât să cheltuie, care totdeauna e mai mare în favoarea cheltuielilor, se acoperă prin o emisiune de titluri de stat. Așa fac și românii, și francezii, și nemții, și la la la. Numai că la români, dacă statul român vrea să îndatoreze de 5 ori mai mult, nu are nevoie de o lege specială. La americani există un plafon... Și atunci când depășești plafonul, brusc administrația prezidențială și tot serviciul public american nu mai poți să niciun ban. Pentru că brusc ne mai putând să te împrumuți, neavând intrări suficiente, să blochează tot. S-au blocat de vreo 13 ori în istoria Americii, o singură dată pe o perioadă mai lungă, în perioada lui în care au fost nevoiți să stea cam vreo 3 luni, cum să zice, Pădroșdie toți bugetarii pentru că banii nu mai intrau și salariile nu mai vedeau. Vă gândiți că nu poate America să stea foarte mult și trebuie ca republicanii și cu democrații să se înțeleagă până în 1 octombrie astfel încât să ridice din nou acest plafon. Dar până unde îl pot duce? Suntem deja la o datorie publică de 33 de mii de miliarde de dolari la un produs intern brut al Statelor Unite de 24-25 de trilioane de dolari, e nevoie de un an și 3-4 luni, 3 luni, 4 luni ca să acoperim această gaură. În plus, fiecare american când se naște, împărțind datoria la populația Americii, el deja se naște în prima lui zi de viață, are de plătit la statul american 95.000 de dolari am mult. E, lucrurile astea se pot schimba cum? În primul rând prin inflație. Inflația asta, pe de o parte, preocupă banca centrală, dar mult mai puțin guvernul. Pentru că guvernul are foarte mulți bani împrumutați cu dobânzi de 0,25, 0,5%, 1%, 2% care sunt o mană cerească pentru că în timp ce banii se devalorizează cu 6-7%, el are să-i plătească cu o dobândă de 0,25-0,5%. Numai că noile împrumuturi să facă iată la dobândă 4,55%, ceea ce doare un buget mereu avid de împrumuturi. Până când mai marii lumii nu vor face ceva cu aceste datorii, lumea nu va putea trăi la infinit Datoare. Iar datoriile astea se pot calma printr-o inflație, hiperinflație, ceva la modul 20-30% sau pentru un război. Nu ne-am dorit să avem niciuna, nici alta. Dar ce se întâmplă când o țară mare din primele 8-20 de economii ale lumii va crăpa, atunci avem o mare problemă. Până atunci însă continuați să trăiți pe datorie, împrumutați statul pentru că e cel mai sigur uh, om plătitor, atât statul român cât și statul american, vă dă banii înapoi, eu așa sper, după 10 ani și cu dobânzi acum extraordinar de mari. Dacă aveți economii și nu știți ce să faceți cu ele, să știți că atât titlurile de stat românești cât și titlurile de stat americane sunt o mană cerească cu asemenea dobânzi. Nu cred că vă veți mai întâlni peste 4-5 ani. Deci dacă vă luați titluri de stat la 10 ani, cu riscul de a nu le putea vinde în orice moment, că dacă le cumpărați acum cu 89, le veți lua 100 pe ele la scadență. E adevărat, poate să ajungă 100 și peste o lună, două, dar s-ar putea să fie nevoie ca să, să fac 100 să așteptați 2-3 ani. Merită. Când aveți bani de plasat, decât să-i țineți în bancă pe dobânzi mici și variabile, mai bine îi puneți în titlul de stat pe 10 ani. E un sfat pentru cei care nu vor să riște. Cei care vor să riște poate să încerce să joace short acum, poate să aștepte cu banii să intre long în momentul în care dobânzile vor începe să meargă în jos, sau pur și simplu poate să cumpere aur pentru că la dobânzi mare aurul scade și pe semne sub 1900 aurul e o investiție bună. Pentru că atunci când dobânzile o vor lua în jos, aurul se va duce din nou peste 2000, 2100, 2200. Dar noi, aici la Feed Your Grid, unde vă rog să nu uitați să dați subscribe, vom fi în fiecare săptămână cu informații noi, astfel încât să vă satisfacem atât foamea de informație cât și să vă hrănim la comia.